Șapte noi localități din țara noastră vor intra în lista zonelor cu potențial turistic ridicat. Acestea vor avea astfel prioritate la obținerea finanțării nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Decizia a fost luată de Ministerul Turismului, care în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice a promovat o hotărâre de guvern în acest sens. Zonele incluse în lista unităților administrativ-teritoriale cu resurse turistice mari sau foarte mari sunt Breaza, județul Buzău, Siriu, județul Buzău, Oncești, județul Maramureș, Mitreni, județul Călăraș, Turcinești, județul județul Gorj, Hoghilac, județul Sibiu și Vârșolț, județul Sălaj, a transmis Ministerul Turismului printr-un comunicat de presă. Proiectele vor avea prioritate și în cadrul programelor naționale, regionale și județene de dezvoltare. Prin hotărârea de guvern adoptată, am crescut șansele ca zone cu adevărat minunate să devină mai ușor accesibile turiștilor. Cu banii pe care îi pot obține grația acestei noi clasificări, autoritățile locale pot dezvolta tot ceea ce înseamnă infrastructură turistică. Suntem conștienți că avem nevoie de investiții în turism și dovedim acest lucru prin aceste măsuri venite în sprijinul tuturor celor care cred în dezvoltarea României ca destinație turistică majoră, a declarat Bogdan Trif, ministrul turismului. În anul 2017 România a înregistrat 19,1 milioane de noptări în unitățile de cazare, mare parte fiind generate de turiști români. În comparație, Spania are anual 251,9 milioane de noptări din partea turiștilor străini și 134,6 milioane de noptări din partea turiștilor locali.